Salut! Bine ați revenit pe canal, este joi. Astăzi vom vorbi despre un rulment de presiune 500-1199-10 pentru Audi A4, B8, B9, 2000 diesel, 2000 TFSI, 1.8 TFSI. Am vorbit despre rulmentul pe Zax pentru aceleași modele. Acum a venit timpul să vorbim despre rulmentul pe Look. Să încercăm să facem și o ușoară comparație între cele două pachete, Look și Zax. Observăm codul. Fabrica pentru Audi a fost prima mașină disponibilă. În principiu nici nu se potrivește decât pentru Audi. A4, A5, A6, A8. După 2010, 2012, 2015, modelele B9, benzină, diesel, așa cum am spus. Nu uitați să vă abonați la canal dacă n-ați făcut-o deja, ne ajută. Un like dacă vă place ceea ce vedeți, comentarii, sugestii. În cadrul videoului o să aveți și o comparație cu rulmentul pe Zax. 3189600062, un rulment de presiune mecanic fabricat în Germania pentru Audi A4, B8, 2000 diesel și benzinarele. După cum bine observăm, în pachet vine și manșonul de ghidare, pentru că pentru acest model de autoturism au existat unele probleme cu manșoanele din fabrică și conform instrucțiunilor de service trebuie înlocuit odată cu rulmentul de presiune. Să vedem pe Look. Și pachetul pe Look vine cu manșonul de ghidare, așa cum am spus, au fost niște probleme la furca de ambreiaj și la acest manșon pe modelele anterioare. Din acest motiv și cei de la Look și cei de la Zax s-au hotărât să pună și manșonul de ghidare. Un manșon obișnuit de ghidare, prindere în două șuruburi. O să vedeți și pe Zax, arată identic. Un rulment de presiune mecanic. Manșonul de ghidare, fabricat tot de Zax. Observăm ștanța. Este fabricat de INA, F564350, codul DE, Deutschland, Germany, fabricație. Este asemănător cu cel de 1.9 TDI de pe Golf 5 Passat Skoda Octavia, dar nu este la fel. Imediat o să vedem. Acesta este de 1.9. Vedem, are altă prindere în cutie. E fabricat într-adevăr tot de INA, numai că este în primul rând dimensiunea mult mai mică. Observăm că este mai mic, el ar intra în acest manșon. Deci și interiorul rulmentului de presiune este diferit față de cel de dimensiunea interiorului de la modelul de 1.9 diesel. Observăm că ar fi prea larg și ar juca aici și din acest motiv nu ar mai călca pe soare corespunzător, pentru că el trebuie să stea fix. Observăm că pentru cel de A4B8 este fix, nu se mișcă. Pentru a putea culisa, ieși, iar partea aceasta a rulmentului se intre în contact cu soarele plăcii de presiune și pentru a putea debraia mașina. Deci, clar nu este la fel ca cel de pe 1.9. Să continuăm cu rulmentul. Un rulment de presiune mecanic. Am văzut că la cel pe Zax vine ștanțat și gravat cu Zax. Pe acesta de la Look vine ștanța INA, made in Slovakia. Observăm că e fabricat pe 14 ianuarie 2020. E proaspăt, să-i zicem așa. Acel pe Zax, după cum bine o să vedeți și în videoclipul, dacă îl urmăriți de pe videoclipurile din canal, este o parte metalică și o parte de plastic, dar cea care iese, după cum bine vedeți în acel videoclip, iese cu totul. Look a adoptat o altă tehnologie de a glisa în bilele rulmenților, de a se învârti acolo, dar de a nu ieși cu totul, nu se poate scoate acesta,
așa cum se poate scoate cel în versiunea pe Zax. Haideți acum să detașăm partea aceea de metal din interiorul rulmentului pentru a vedea bilele din interiorul acestuia. Observăm că este vaselină, foarte multă vaselină, pentru a nu se produce care între părțile componente ale rulmentului. Să punem deoparte partea aceasta de metal și să vedem în interior bilele pe care culisează și se învârte rulmentul în interior. Este un mecanism clasic pentru un rulment de presiune mecanic pe majoritatea modelelor. Este mult mai asemănător cu cel pe look pentru BMW-uri care au înștiințare în pachet că nu este un defect că se mișcă așa. Este ceva normal, iar în momentul în care va intra în contact cu placa de presiune, el va rămâne în aceeași poziție și va putea debraia corespunzător, nefiind o eroare de fabrică sau de manufacturare. Aripioarele care vin prinse în cutie, observăm că au niște blocaje după ce trec în furcă, se vor bloca acolo și nu îi permite rulmentului să iasă din furca de ambreiaj. Un rulment pe look, mecanic, simplu, pentru Audi A4 B8. Mulțumim pentru vizionare, v-am pupat, ne vedem joia viitoare cu alte informații.